Călătoria de astăzi nu s-a terminat și vom merge la logoped. Când ducem copilul la logoped sau cine identifică problemele copilului pentru a ajunge la specialist, dar și care este rolul părintelui în tratament, aflăm imediat. Sper că rămâi cu mine pentru că nu-mi place să mă plimb singură. Ne-am întors din vacanță, așa că este momentul oportun să ne apucăm de lucruri serioase și în mod deosebit să avem grijă de copiii noștri așa cum ar trebui. Pentru acest lucru am venit în cabinetul psihologului pentru a aduce informații prețioase către voi. Bună ziua și vă mulțumesc pentru că ne-ați primit în această zi aici. Bună ziua, bine ați venit! Când se adresează părintele logopedului? În momentul în care el constată că acest copil are o întâmpină o problemă de vorbire, sub orice formă ar fi ea. Uh-huh. Ori nu pronunță corect niște sunete, ori chiar apare această întârziere în dezvoltarea vorbirii, așa cum o numim noi întârziere în dezvoltarea vorbirii. Deci pe parcursul dezvoltării copilului, el trebuie să parcurgă niște etape și acele etape au o anumită contribuție, da, în vorbirea curentă de mai târziu. Ce este așadar logopedia? Logopedia este de fapt o metodă de terapie prin care specialistul ajută copilul să pronunțe corect niște sunete, uneori mai multe, uneori mai puține, depinde, dar cel mai important este să lege pentru prima ședință, să lege o relație terapeutică, uh-huh, de acceptare a terapeutului de către copil, astfel încât toată terapia care se desfășoară printr-o joacă să fie acceptată de copil și să-i facă plăcere copilului. Cum putem identifica că al nostru copil are diverse probleme? Fie că e vorba de întârziere, fie că este vorba de stâlcirea cuvintelor. În mod normal, nespecifice vârstei lui. Da, în mod normal copilul la 2 ani ar trebui să aibă 20-50 de cuvinte în vocabular. Chiar dacă nu le pronunță pe toate corect, uh-huh, totuși el trebuie să aibă un bagaj. Și în momentul în care ajunge la 3-4 ani și nu dezvoltă acest bagaj de cuvinte, trebuie mers la logoped, pentru că acolo este o problemă și trebuie văzut. Există o lipsă de stimulare adecvată a copilului sau chiar nu poate să pronunțe. În momentul în care copilul are o întârziere în dezvoltarea aparatului fonoarticulator, atunci înseamnă că nu va putea să pronunțe corect cuvintele, da? Și trebuie puțin ajutat. Care este vârsta optimă pentru terapia cu logopedul? Cam 3 ani și jumătate ar fi cea mai bună vârstă pentru a începe o terapie logopedică, dar există și situații când copilul care la 2 ani nu are decât 2-3 cuvinte are nevoie totuși de intervenție specializată. Vreau să vă întreb care sunt riscurile la care ne expunem copilul atunci când nu mergem cu el către un specialist care îl poate ajuta. Ce se poate întâmpla cu acest copil care are nevoie de ajutor și nu-l primește? Poate să ajungă la vârsta școlarizării și să nu poată să pronunțe corect sunetele, nu va putea scrie corect sunetele, pentru că este o etapă foarte importantă, discriminarea fonematică. El trebuie să recunoască fiecare sunet, în momentul în care îl pronunță, trebuie să-l recunoască ca să poată să-l scrie. Uh-huh. Da? Sunt copii care ajung la vârsta școlarizării și care nu vorbesc, de fapt. Și atunci nu vor avea cum să se dezvolte, nu vor avea cum să meargă în ritmul celorlalți copii din clasa lor. Și cred că îi produce și frustrare, nu doar că Bineînțeles că apare și frustrarea. În literatura noastră avem scriitori despre care se spune că au început să vorbească foarte târziu. Poate această vorbire să treacă de la sine, să progreseze de la sine fără un ajutor? Sunt și situații și situații. Uh-huh. Nu poți să spui acest copil va vorbi peste 6 luni
și va vorbi foarte bine până nu este văzut de un specialist. Dezvoltarea copilului nu înseamnă doar o dezvoltare pe o singură arie, și anume limbajul. El trebuie să aibă dezvoltare pe toate ariile de dezvoltare, motricitate. Și atunci nu, părintele nu poate să spună, da, lasă, copilul o să vorbească peste 6 luni și o să vezi cât o să turuie. Uh-huh. Avem tendința, în momentul în care vedem o persoană sau un copil care stâlcește cuvintele sau nu vorbește corect, să-l catalogăm ca și cum ar avea o inteligență submedie. Cât este de real? Care este legătura reală între inteligența cognitivă și limbaj? Există o anumită corelație, într-adevăr, dar nu putem să spunem până ce acel copil nu este supus unei evaluări că el are o inteligență submedie dacă nu poate vorbi. Am întâlnit copii care erau cu o capacitate peste medie, uh-huh, da, o capacitate, dar nu puteau să vorbească la nivelul celorlalți copii de vârsta lor, vârsta lui. Cum funcționează logopedia și care sunt mijloacele pe care aceasta le folosește? În primul rând, logopedia înseamnă așa, ca părintele să-și aducă copilul la cabinet. Există o primă etapă de evaluare a copilului, de punere în diagnostic, da? După care încep metodele de corectare a limbajului. Prin exerciții de miogimnastică, spunem noi, și cu această ocazie chiar aș recomanda părinților să se joace făcând anumite strâmbături în fața copilului, astfel încât copilul să învețe să-și exerseze mușchii feței și a limbuței. E foarte important. Deși de cele mai multe ori părinții spun, oh, nu scoate limba. Ba da, noi asta facem în cabinet. Îl învățăm pe copil să scoată limba, să-și șteargă buzele cu limba, să ducă limbuța la nas sau spre bărbie și toate acestea întăresc mușchiul limbii, astfel încât să poată să vorbească mai târziu. Și mai este un lucru foarte important. La 6 luni, când se recomandă diversificarea mâncării, să se introducă treptat acea mâncare puțin mai solidă, astfel încât limbuța să fie antrenată, să se miște în cavitatea bucală, masticația să fie corectă, ca mai târziu copilul să poată vorbi corect. Mă bucur că mi-ați ridicat frumos mingea la fileu, pentru că nu voiam să uit acest detaliu foarte important. La logoped nu învățăm doar să vorbim, ci efectiv să folosim tot acest aparat corect, inclusiv să începem să mâncăm. Ce altceva face logopedul? Îl învață să respire corect. Iarăși este o etapă foarte importantă. Mulți copii respiră pe guriță, da? Inspiră, expiră pe guriță. Respirația corectă este inspirație pe nas, expirație pe guriță, astfel încât în momentul în care aerul din cavitatea pulmonară iese, să poată să străbată, da? Laringele, faringele și cavitatea bucală, astfel încât să iasă sunetul corect. Uh-huh. Mi-ați spus de mâncare. De ce este atât de important să mâncăm corect pentru a vorbi corect mai târziu? Tocmai de aceea, cum am spus un pic mai devreme, mușchiul limbii trebuie antrenat. În procesul acesta de masticație, limba are o mișcare foarte complexă și atunci are nevoie să fie antrenată. Și antrenamentul se face prin această mâncare solidă, treptat, așa cum trebuie sau cum recomandă medicii să fie introdusă. Totodată, copilul are nevoie să fie lăsat să exerseze, să se audă, să exerseze sunetele, astfel încât ușor el ajunge să-și controleze sunetul pe care noi îl dorim, de fapt, de la el. Da? În partea de lalațiune, cum spunem noi psihologii, copilul gângurește, da? Cum era odată spus. De fapt, el se joacă cu acele sunete și exersează. Și dintr-un sunet ajunge în celălalt și descoperă că e bine și că mama reacționează și că ceilalți îl aplaudă și atunci cu atât mai mult el va folosi acel sunet ca să capete atenția adultului. Deci nu fac gălăgie și nu ar trebui să ne deranjeze, ci din contră să ne bucure, pentru că el descoperă vorbitul. El descoperă vorbitul, sigur că da, da.
Știu și am întâlnit copii care în momentul în care sunt în spații care produc ecou, atunci se simt și mai încurajați. Mai vede, de exemplu, într-un bazin de not. Este deranjant și ar trebui să-l încurajăm inclusiv atunci? Nu, chiar trebuie încurajat, deci nu este deranjant. Din contră, în parc, lăsați copiii să vorbească, să țipe, e locul lor unde pot să se manifeste și să exerseze. Da? Vorbind despre copii, cât de migălos este tratamentul? Tratamentul este de durată, de la caz la caz, bineînțeles. Deci primele ședințe sunt de cunoaștere, da? Cunoașterea între terapeut și copil, de acceptarea de către copil a terapeutului, a jocului pe care terapeutul inițiază. După aceea apar exercițiile de respirație, care sunt printre primele, da, care se fac. Exercițiile de miogimnastică, de asemenea, sunt foarte importante și abia după aceea apare exercițiu specific pentru fiecare sunet în parte. Deci o terapie se recomandă a se face de cel puțin 2-3 ori pe săptămână cu exerciții acasă pentru a obține rezultate mult mai rapide și poate să dureze de la 6 luni în sus. Depinde de gravitatea, să zic, sunetului afectat. Mi-ați spus de acasă. Ce se întâmplă între ședințe? De unde știe părintele ce ar trebui să facă cu al lui copil acasă? De cele mai multe ori, logopedul folosește un caiet, logopedic se cheamă, în care notează tot ce s-a lucrat într-o ședință, astfel încât părintele să poată să exerseze acasă după schema făcută de către specialist. Care este rolul părintelui în tot acest proces frumos? Rolul părintelui este să încurajeze copilul să exerseze, să prezinte sub formă de joc, așa cum este instruit de către terapeut. Deci, la final de fiecare ședință, terapeutul explică părintelui ce s-a lucrat și cum să lucreze acasă. Să-l încurajeze pe copil, chiar dacă nu reușește de prima dată să spună sunetul corect, ci efectiv este doar o etapă prin care trebuie să treacă copilul ca să ajungă la vorbirea corectă. Știu că între noi adulții există acea replică, avem chimie sau nu avem chimie. Există chimie și între terapeut și copil? Sigur că da. Sigur că da. Sunt cazuri în care copilul, chiar dacă este adus într-un cabinet plin de jucării, să nu se simtă confortabil cu terapeutul acela. Orice mișcare sau vorbă sau poate să-l influențeze pe copil și să dea un pas înapoi. Asta nu înseamnă că terapeutul nu este bine pregătit sau copilul nu va face față unei terapii. Dar poate exista o altă persoană, da? De care copilul se va atașa mult mai bine și de la care va învăța mult mai ușor. Să ne aducem aminte în școală că aveam profesori care ne plăceau foarte mult și materia lor o învățam foarte bine și profesori pe care nu-i plăceam, deși erau foarte buni ca specialiști. Și materia lor nu agream, da. Deci părintele nu se descurajează, ba din contră, caută până găsește persoana potrivită, da, care se lucrează copilul. Da, sigur că da. Acesta este un prim rol al părintelui, să găsească un terapeut potrivit copilului lui. Dar atenție! Trebuie să se gândească părintele că nu în primele 10 minute poate să ia decizia acest terapeut nu e bun pentru copilul meu. Trebuie să-i permită terapeutului cel puțin o oră de acomodare cu copilul ca să poată să ia decizia definitorie dacă rămâne la acest terapeut sau nu. Da? Pentru că prima tendință a copilului este să se joace și să nu accepte lângă el un străin, că până la urmă terapeutul este un străin pe care îl vede preț de 10 minute, nu-l acceptă imediat în joacă. Și atunci trebuie să-i se permită terapeutului cel puțin o ședință de acomodare. Ce rol joacă grădinița sau școala în identificarea și tratarea problemelor de vorbire ale copilului? Un rol foarte important. În grădiniță, educatorii descoperă pe acei copii care nu pronunță corect sau care sunt puțin mai
temători, mai rezervați, și atunci pot recomanda părintelui că este momentul să meargă către un specialist. De asemenea, și la școală. Același lucru se întâmplă, sunt copii care ajung la școală în clasele primare, nu pot scrie corect, pentru că, de fapt, ei nu pronunță corect și nu recunosc sunetele respective ca să le identifice și în scriere. Ce sfaturi aveți acum la final de material pentru părinții care ne privesc în acest moment? Aș recomanda părinților să fie foarte atenți la orice etapă de dezvoltare a copilului. În momentul în care au semne de întrebare, să apeleze la specialist, chiar doar pentru o întrebare, dar să fie sigur că nu este nicio problemă în cursul acesta frumos de dezvoltare a unui copil. După aceea, aș recomanda părinților să ducă copiii într-un mediu în care să cunoască copii de diferite vârste. Ei așa pot învăța de la cei mai mari, pot învăța anumite jocuri și chiar să-și dezvolte limbajul, pentru că văd la cel de lângă el ce face. Și atunci și el integrează acea acțiune, activitate și este mult mai ușor și pentru părinte. Deci, să socializeze copiii între ei, să se cunoască între ei, să poată să se joace între ei, să se dezvolte armonios. Vă mulțumesc tare mult! Plăcere! Ne așteptăm ca trecuți de vârsta pubertății, acnea să reprezinte doar o amintire a acelor vremuri. Realitatea însă este că acnea revine și la vârsta adultă. Studiile epidemiologice arată că acnea este a opta cea mai frecventă afecțiune la nivel global. Așadar, ce este de făcut? Rămâi cu mine pentru a vedea care sunt soluțiile pentru această problemă gravă cu un puternic impact emoțional.